Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod în care discutăm despre cum să te reconectezi cu bursa după o perioadă de vacanță. Știm cu toții, este perioada vacanțelor, lunile iunie, iulie, august, chiar și septembrie, unele companii mai au o pauză de la comunicarea cu investitorii, și este o bună ocazie să mai luăm și noi o pauză de la bursă, să ne mai deconectăm, să mai citim și altceva decât rapoarte financiare, rapoarte curente, propuneri de dividend și așa mai departe. Însă, după această perioadă de deconectare, când revenim și ne uităm în portofoliile noastre, probabil observăm că unele companii au scăzut mai mult decât ne așteptam sau poate vom avea o surpriză plăcută și vom observa că unele companii au crescut mai mult decât ne așteptam în această perioadă. Și intrăm în panică și ne întrebăm ce s-a întâmplat, de ce a scăzut atât sau de ce a crescut atât, ce, ce știri au apărut. Și eu o să vă prezint în continuare câteva metode prin care să vă reconectați cu bursa și să descoperiți ce s-a întâmplat în această perioadă așa încât să reveniți la zi cu acest serial bursier. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Rareș Mihailă, sunt un simplu investitor la bursă din Târgu Mureș, iar voi, dacă sunteți interesați de acest domeniu al investițiilor la bursă, vă puteți abona canalului Investește la Bursă, deoarece veți găsi peste 200 de materiale video din care puteți să învățați absolut gratuit cum să investiți și cum să descoperiți acele companii în care chiar merită să investești. De asemenea, pe site-ul InvestEște la bursă, la secțiunea tutorial, aveți un tutorial absolut gratuit din care puteți să învățați cum să descoperiți acele companii profitabile și în care chiar merită să investești. În continuare, am să vă prezint câteva resurse pe care le puteți folosi cu succes pentru a ajunge la zi cu știrile apărute în ultima perioadă despre companiile pe care le urmăriți. Cea mai la îndemână soluție pe care o aveți pentru a ajunge la zi cu știrile este site-ul BBB și mai ales secțiunea de știri, unde puteți găsi, dacă căutați un simbol bursier pe care îl aveți în portofoliu, la secțiunea de știri, puteți citi principalele comunicate publicate de compania pe care o urmăriți, comunicate destinate investitorilor și care pot avea un impact semnificativ asupra prețului. Vă uitați de la data la care ați intrat în vacanță, ce știri sau ce comunicate a mai publicat compania și le parcurgeți pe fiecare. Dar este de asemenea foarte important să ne uităm și la volumele de tranzacționare pe care le-a înregistrat compania în perioada în care ați lipsit voi. Pentru că, după cum știm cu toții, la BVB, pe perioada verii, lichiditatea companiilor intră și ea în vacanță. Investitorii uh, tranzacționează mai puțin pe perioada verii și este posibil ca prețul unei acțiuni să scadă mai mult sau să crească mai mult în această perioadă pe niște volume destul de scăzute uh, și uh, un exemplu foarte bun în acest sens este compania Sipex care dacă ne uităm pe uh, evoluția prețului putem observa că de la în ultimele 30 de zile a scăzut cu 30% Însă, putem observa că în ultimele două zile de tranzacționare s-au înregistrat volume importante, 200.000, 210.000 de acțiuni, în doar câte 200.000 la nivel zilnic, în condițiile în care liquiditatea din ultima lună a fost de 544.000 de acțiuni. Așadar, probabil această scădere a prețului, chiar și de astăzi, este cauzată de un investitor care a dorit să vândă un pachet mai mare de acțiuni și lichiditatea pe această companie fiind destul de scăzută, a reușit să prebușească prețul probabil mai mult decât își dorea. Dacă ne uităm la știri, putem observa că în ultima perioadă compania nu a comunicat mai nimic și urmează să fie anunțate rezultatele financiare abia pe 30 august. Așadar, este foarte important să ne uităm și la volumele de tranzacționare în perioada în care am lipsit. O altă resursă foarte bună pe care o puteți urmări este chiar site-ul companiei, puteți intra pe site-ul companiei. Am intrat aici pe site-ul Norofert, unde cei de la Norofert au o secțiune de noutăți, comunicate de presă, cam aceeași structură găsiți și pe site-ul celor alte companii și puteți citi ultimele comunicate din partea companiei, comunicate care ar putea avea un impact asupra prețului. De asemenea, este foarte important să Intrăm și la secțiunea de investitori, și poate secțiunea rapoarte curente sau adunări generale ale acționarilor, și să citim dacă a apărut ceva nou în această zonă, dar de obicei această rapoarte curente sau convocatoare de adunări generale ale acționarilor. Sunt publicate de obicei și pe site-ul BVB la secțiunea de știri. O altă tehnică pe care o puteți folosi pentru a ajunge la zi cu știrile apărute despre compania respectivă este să căutați numele companiei pe Google, să mergeți la, să mergeți la secțiunea de știri. Și să folosiți acest buton de instrumente în care să selectați un interval personalizat de căutare. De exemplu, am fost în vacanță pe parcursul întregii luni iunie atunci faceți o căutare cu un interval personalizat pe luna iunie și să vedeți ce știri au apărut în presa financiară despre compania pe care o dețineți în portofoliu. De asemenea, pe lângă numele companiei, puteți căuta și numele CEO-ului companiei, de exemplu să scrieți aici Vlad Popescu în cazul unor ofert și să vedeți dacă CEO-ul companiei a făcut vreun comunicat sau numele CFO-ului companiei și să vedeți dacă a făcut CFO-ul vreun comunicat. Pe lângă Google, ne putem ține la curent cu comunicatele din partea companiei și prin intermediul rețelelor sociale. și putem intra pe pagina de Facebook a companiei să vedem ce știri au mai apărut în ultima perioadă, ce comunicate a mai făcut compania respectivă sau ce comentarii au apărut la știrile publicate de companie pe rețelele sociale sau pe grupurile de investitori. Și dacă tot vorbim de grupuri de investitori, o altă resursă foarte bună pe care o puteți folosi pentru a vă ține la curent cu știrile apărute în ultima perioadă despre companiile listate la Bursa de Valori București este chiar comunitatea Investește la Bursă și platforma Investește la Bursă pe care o conduc eu unde avem săptămânal câte o întâlnire cu investitorii, un webinar pe care îl ținem live pe Zoom, în care discutăm și analizăm principalele știri apărute în presa financiară, în comunicatele companiilor, și să vedem ce impact au aceste știri sau comunicate asupra rezultatelor financiare publicate de companii. Toate aceste webinarii sunt înregistrate și le puteți urmări ulterior când aveți timp. Mie mi-a fost foarte ușor să mă țin la curent cu ce a apărut în ultima perioadă atunci când am fost plecat în vacanță pentru că am urmărit aceste webinarii atunci când m-am întors și desigur am citit articolele care sunt publicate periodic despre companiile pe care le urmărim aici în platforma Investește la Bursă, de exemplu în cazul Norofert, avem aici toate articolele și toate analizele realizate pentru această companie și le putem studia atunci când ne permite timpul. Sper că toate aceste tehnici să vă fie utile și să le folosiți atunci când vă torceți în vacanță. Vă doresc tuturor vacanță plăcută în cazul în care uh, aveți planificate concedii în această perioadă. Până data viitoare vă doresc investiții cât mai profitabile.